pe care l-am luat de la Banca Carpatica, să finalizăm și salubritatea și partea de canalizare până în iunie 2013. Și astfel am finalizat sistemul integrat de apă și canalizare, al cărui inițiator a fost domnul viceprimar Murariu Costică, și să îndeplinim visul care cândva puțin îl considerau că s-ar putea îndeplini. Noi, deci doritorii se pot adresa, reamintesc, la Preservapa pentru branșament pentru apă, mă refer la satul Băureni, acolo este finalizat și o să predăm cât de curând să-și facă branșarea la apă.